Sărbătorim ziua imnului național al României, prilej cu care subprefectul județului Prahova, împreună cu comandantul garnizoanei Ploiești, trec în revistă Garda de Onoare. Stimați parlamentari, domnilor suprefecți, stimați reprezentanți ai autorităților județene și locale, dragi concetățeni, imnul, drapelul, ziua națională, stema și sigiliul de stat sunt simbolurile naționale, cele care stabilesc identitatea neamului, devenind o expresie a colectivității. Ele nu reprezintă doar apartenența la o anumită comunitate, ci sunt expresia continuității istorice, legătura cu înaintașii și angajamentul pentru viitor. Onorate cadre militare, stimați invitați, dragi cetățeni ai județului Prahova. Astăzi ne reunim pentru a sărbători una dintre cele mai importante zile din calendarul nostru național, ziua imnului național al României. În calitate de subprefect al județului Prahova, am onoarea de a reprezenta instituția prefectului și de a împărtăși câteva gânduri cu ocazia acestei sărbători deosebite. Imnul național Deșteaptă-te Române nu este doar un cântec solemn, este un simbol al unității, al identității noastre naționale și al luptei pentru libertate și dreptate. De-a lungul istoriei noastre, imnul național ne-a însoțit în momente de bucurie și de tristețe, în vremuri de pace și de conflict. Am fost martori la marile noastre realizări și al sacrificiilor făcute pentru a apăra valorile și libertățile noastre. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să ne reamintim că suntem o națiune puternică, unită printr-o istorie comună și prin idealuri comune.